Român a inventat mașina de făcute bani, stoarce averi din bănci, fără să încalce vreo lege. Doar prin rotunjirea schimbului valutar a făcut tranzacții online. Cu efort minim, clienții băncii își pot umfla conturile cu 10.000 de euro în fiecare an. De aici se generează un cod, care este echivalentul codului de challenge trimis de aplicația de internet banking. Codul acesta este trimis către roboțel. Nu vă speriați, veți înțelege imediat. La prima vedere avem cuvinte complicate, dar corect și o aglomerare de fire puse haotic pe o mini-tastatură. Ce spune și ce are în fața Adrian Furtună este însă o mașină reală de făcut bani. Dispozitivul stoarce bani de la bănci în timpul tranzacțiilor online. Exploatează rotunjirea schimbului valutar în favoarea clienților. Pentru a obține o sumă de bani rezonabilă, ar trebui să fie făcută de ordinul mii de tranzacții. Teoretic, este o funcționalitate care este pusă la dispoziție de către bancă. Cu alte cuvinte, e legal și se pot obține sume importante de la birou și transferând bani dintr-un cont într-altul. Cu două condiții. Cel care operează să fie client al băncii și să aibă cel puțin două conturi în monede diferite. Dacă ar fi setată să lucreze la viteză maximă, mașinăria ar putea genera aproximativ 70 de euro pe zi, prin efectuarea câteva mii de tranzacții mici. Asta înseamnă că într-un an ar putea scoate aproximativ 25.000 de euro. Implică, în schimb, timp. Putem face o tranzacție în 6 secunde și avem nevoie de o zi întreagă să obținem 25.000 de euro la sfârșitul anului. Mi se pare un dispozitiv interesant, dar totuși trebuie avut în vedere că e nevoie să ai niște bani în conturi ca să poți face acele tranzacții. Este o mașină ciudată. Te-ar tenta să-l folosești? Da, sigur. Orice om vrea să-și câștige banii, până la urmă. De ce nu? Pare destul de bun. Și sunt sigur că în viitor va fi ceva comun. Mașina de stors bani a fost inventată în doar două săptămâni de Adrian Furtună, un tânăr cercetător în securitate IT de la o importantă firmă de consultanță din București. A costat doar 200 de euro. Momentan este ca și prototip și scopul ei principal a fost de a demonstra băncii că acea vulnerabilitate există și că este exploatabilă efectiv. Adrian are temele făcute. Spune că sistemele online de la cel puțin 5 bănci din România ar putea ceda în fața invenției sale. A început